Bun găsit, prieteni, la Regiunea în Obiectiv. E joi, iar azi e mega joi. Unde mai punem că e și sărbătoare, spunem și noi la mulți ani așa de început de emisiune celor care își serbează ziua onomastică sau de ce nu, chiar ziua de naștere. Așadar, la mulți ani Mihai, Mihaela, Gabi, Gabriela și alte derivate ale acestor nume. Să aveți parte de o după-amiază cât mai frumoasă, să petreceți și alături de noi și mai pe seară să aveți grijă ca mâine să vă treziți foarte bine, că mai e o altă zi de muncă până încheiem săptămâna, da? Să aveți grijă, pentru că și noi avem grijă de dumneavoastră aici pe TVR Iași, dar și pe pagina noastră de Facebook, unde suntem online pe TVR Iași cu sigla 27 sau pe media.tvriași.ro. E o ediție în care vorbim despre gala Zâmbet în Dar, o gală organizată de Salvați Copiii, o gală organizată în sprijinul copiilor, ce va avea loc pe 15 noiembrie în Iași. E o zi cu cântec, pentru că vine la noi Ana Maria Ababei. E fata Babei și a moșului, dar important e că e fata noastră a moldovenilor, pentru că e o moldoveancă tare, tare mândră de rădăcinile ei și face reclamă Iașului ori de câte ori are ocazia. Să o alegem primăriță, zic. Dar până facem cunoștință cu Ana Maria Ababei, haideți să mergem la știri. Pe ea deja o știți, e Roxana Costaș și ne aduce în fiecare zi informațiile principale ale zilei, să vedem ce se întâmplă astăzi. Salut! Bună ziua, bun găsit! Iată câteva dintre subiectele zilei. Fără lapte și corn și cu pachetele adus de acasă, așa trebuie să vină la școală majoritatea elevilor din județul Iași din cauza interpretării diferite a legii, fapt care a determinat organizarea cu mare întârziere a licitațiilor pentru achiziția produselor. Dacă în ultimii ani licitațiile erau în sarcina Consiliului Județean, în 2018 achizițiile au fost date în administrarea fiecărei primării. Unii primari, inclusiv cel al municipiului Iași, consideră ilegal acest transfer. De suferit au copiii care au rămas fără gustarea de la prânz, asigurată din banii statului. Vin la școală cu pachetel de acasă sau rabdă de foame. Este vorba de elevii școlii din Schitu Duca, care nici la două luni de la începutul anului școlar nu au primit încă laptele și cornul. Anul ăsta nu a adus nimic, dar nu știu ce. La televizor tot spune că ies, a adus. Aici nu, înainte vine mașina. Tu știi acolo pachetel de acolo? Acum nu. Nimic, nici fructe, nimic măcar, dar toți fructe sunt cât cel și pământ. N-are nimeni grijă, asta e și eu. Eu am două vaci cu lapte, dar sunt alți care poate așteptau laptele ăsta și cornul ca... Și e normal așa? De, eu și să fac eu. Chiar și oficialii de la sat recunosc că pentru mulți copii care provin din medii defavorizate, suplimentul gratuit primit de la școală era de un real folos. Nu toți copiii au un anumit standard, într-adevăr, dar, nu v-am zis, nu s-au întâmplat cazuri în care copilul chiar să nu aibă absolut nimic pe masă. Părinții, de regulă, asigură pachetelul, gustarea, practic, la ora 10. Probabil pentru unii este un efort destul de mare. Posibil, dar dumnealor sunt înțelegători. Faptul că programul nu este funcțional încă peste tot este cauzat de întârzierea licitațiilor. Dacă în ultimii 5 ani acestea erau organizate de consiliile județene, din acest an ele au fost transferate primăriilor. Decizia luată prin hotărâre de Consiliul Județean a fost contestată de mulți primari care au considerat-o ilegală. Singura instituție care se ocupă de acest program sunt consiliile județene împreună cu consiliile locale ale municipiului București. Ceea ce este adevărat. Pe 2 noiembrie se face o ordonanță de urgență prin care se va putea repartiza această activitate și la autoritățile locale. Noi, practic, de vinerea trecută putem aplica această prevedere pe care ne-a fost transmisă de pe data de 19 septembrie. Ce am vrut să aduc în discuție? Este mai cinstit să spui că nu poți și te ajutăm noi să poți decât să încalci legea cu o atâta seninătate. Nu avea dreptul Consiliul Județean să emită o hotărâre de Consiliul Județean prin care obligație prevăzută prin lege să o delege la autoritățile locale. În școala de la Schitu Duca, în momentul de față, nu se desfășoară programul cu laptele și cornul, deoarece Consiliul Județean nu a organizat licitația, iar Consiliul Local Schitu Duca nu poate organiza licitația, întrucât hotărârea de guvern 640 pe 2017 nu ne conferă acest drept.
Abia ordonanța de urgență numărul 925, emisă pe 2 noiembrie anul acesta, a creat cadrul legal pentru organizarea licitațiilor la nivel de comună. În ciuda discuțiilor contradictorii, au fost și primari ca cei din Ciura sau Miroslava, care au mers pe mâna Consiliului Județean și au adus laptele și cornul în școli încă din octombrie. Dar nici ce există dubii, doar înainte de a prelua CSU, CSU ne-a transmis nouă mai târziu, din punctul meu de vedere. Dar n-are cum, înainte nu trebuia să facă, acum nu știu cât, 2, 3, 4 ani de zi, nu știu, am făcut noi de la primărie. Oricum, trebuia să fost făcut mult mai devreme și transmis deci a fost o semnalul de că trebuie să facă autoritățile. Da, oricum cred eu că este... Și dumneavoastră ați reușit să dați chiar la început anul școlar? Nu, mai după, dar dați în momentul ăsta. Mai târziu, mult mai târziu. Peste jumătate din primării au desfășurat procedurile și au contractele semnate. Era o nelămuriri referitor la plata acestor produse din fonduri europene și s-a clarificat această dilemă prin ordonanța din noiembrie și se poate desfășura în condiții normale, legale, din august 2018. Aceste proceduri au mai fost desfășurate de consiliile locale în 2012-2013, care nu știu din ce motive au fost preluate de Consiliul Județean. Restul primarilor susțin că după ordonanța din 2 noiembrie s-au reluat licitațiile și că în 2 săptămâni laptele și cornul vor ajunge din nou pe masa copiilor din toate școlile. Tehnologia de ultimă oră nu este tot timpul cel mai important lucru pentru viitorii IT-ști. Sute de elevi de la Liceul de Informatică din Iași au de astăzi un laborator nou în care pot să își testeze limitele. Însă nu neapărat performanța calculatoarelor este pe primul loc în atenția lor, ci faptul că sala a căpătat un alt aspect și că pot învăța linii de cod într-o variantă non-formală. Puterea de procesare a calculatoarelor este la fel de importantă ca mediul în care lucrezi. O recunosc elevii Liceului de Informatică din Iași. O sală anostă cu lumină proastă și mobilier vechi nu îți dă aceeași stare ca un laborator ultramodern. Pot părea detalii minore, însă când lucrezi ore în șir în fața monitorului, acestea pot face diferența. M-a impresionat mobilierul, este totul alb și pereții sunt albi și mi-a plăcut foarte mult lumina pentru că nu este la fel de obositoare ca în celelalte laboratoare de la noi. Total diferit față de ce era înainte, vreau să spun că este o schimbare incredibilă. Ce e diferit la laboratorul ăsta? În primul rând, tehnologia din el și aspectul fizic în general, pentru că în momentul în care intrai aici, poate ți și impunea o stare mai proastă înainte, dar acum e lumina și acest ambient îți oferă mediul propice de lucru. Elevii Liceului de Informatică din Iași au câștigat acest laborator în urma unui concurs la care au participat 10 de licee din țară. Și pentru că s-au dovedit încă o dată a fi cei mai buni, au primit o sală nouă, dotată cu 33 de calculatoare de ultimă generație. Noi, ca Școala de Valori, încercăm să creăm o societate bazată pe echilibru, valori și respect, dar și curaj. De asemenea, cu curaj venim către ei cu diferite proiecte, cu foarte multe jocuri și modul nostru de a face lucrurile, adică non-formal, care vine în sprijinul învățământului formal. Deci este nevoie de lucrul ăsta pentru că niciodată ceva în plus, extra, care să te sprijine și să-ți dea încredere în tine nu este degeaba. Elevii au avut și șansa ca pe timpul verii să lucreze alături de specialiști din domeniul IT la dezvoltarea unor aplicații pentru sistemele de operare pentru telefoanele mobile. Este un laborator complet renovat și echipat cu tehnologie, astfel încât elevii noștri o să poată să utilizeze programele de care au nevoie și o să poată să-și dezvolte competențele de programare la nivelul solicitat de piața muncii. Este cel de-al 6-lea laborator de acest fel din țară, renovat în ultimul an de către organizația non-guvernamentală și compania de IT. Atât pentru moment, dar ne revedem la ora 18 cu principalul jurnal al zilei. Vă aștept, Anca, legătura la tine. Da, mulțumesc foarte mult, Roxana. De la ora 18 te urmărim la telejurnal, dar eu îți propun să ne urmărești și tu pe noi, pentru că în minutele următoare stăm de vorbă cu Ana Maria Babei. E o fată și frumoasă și talentată. Să o întreb și dacă ești și de vreme acasă. Salutare, Ana Maria! Bună atât ție cât și telespectatorilor care ne urmăresc în acest moment. Ești de vreme acasă?
acasă? Nu știu cum să răspund la întrebarea asta, pentru că noi, cei care activăm în domeniul acesta muzical, de multe ori suntem nevoiți să fim mai mult pe drumuri, deci e cam greu să fii de vreme acasă. Da, frumoasă și deșteaptă și talentată, să știți că este. Ana Maria, eu te știu pe tine de la televizor, te știu, dar te știu într-o altă postură. De când participai la un concurs de talente important din România și cântai muzică ușoară? Da, așa este. Și participarea mea la acest show de televiziune a însemnat și înseamnă pentru mine o etapă importantă din viața mea, însă pentru mine muzica populară reprezintă, cel puțin în momentul de față, punctul cel mai important pentru mine. Și îți stă foarte bine în costum popular, deci să te îmbraci cât mai des așa și să ne prezinți cu drag. Tu vorbești foarte frumos de ea și oriunde te duci în țară. Da, bineînțeles, vorbesc foarte frumos pentru că eu așa consider că fiecare om ar trebui să se mândrească cu locul natal, cu orașul, cu satul în care, iată, a crescut, în care, de unde a deprins anumite valori. Și de ce nu? Bineînțeles că mă voi lăuda peste tot cu faptul că sunt ieșeancă. Și cred că trebuie să cunoască toată România, să știe cât de frumoasă este zona noastră, cea a Moldovei și, mai exact, a Iașiul. De unde pasiunea pentru muzică populară? De unde? Din familie? Pasiunea pentru muzică a pornit de când eram copil. Într-adevăr, am avut exemple și în familie, dar și eu am fost destul de determinată pentru că eram acolo prezentă la orice serbare, la orice eveniment, încă de mic copil. Eu eram prima care ridica mânuța și voia să cânte. Și iată, ușor, ușor am mers pe acest drum. Am urmat și studii muzicale, atât la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, cât și la Universitatea de Arte George Enescu, pe care am absolvit-o acum un an. Și iată-mă în prezent, deja pregătesc lansarea primului meu album muzical, da. Deci eu zic că drumul meu a fost cât se poate de drept și frumos până în prezent. Și de lin, concert, lansare, album, trebuie să vedem și această afiș. România e țara ta, Ana Maria, a babei și CD-ul. Spune-ne, vorbește-ne de CD. Albumul acesta pentru mine înseamnă un vis împlinit. Mi l-am dorit de când am început să cânt, doar că a necesitat foarte multă răbdare, foarte multă muncă și iată că a venit și momentul meu, a venit momentul potrivit și consider că acum e cel mai bine că se întâmplă această realizare, pentru că este un album, spun eu, foarte reușit, care conține 15 melodii, un album care acoperă o gamă largă de tematici, astfel încât publicul să absorbă mai bine, așa, fiecare cu ce melodie, nu știu, poate se regăsește mai mult. Și ce mai pot să spun? Pot să spun faptul că am pe acest album melodii pe care le-am înregistrat atât alături de orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu, dar și Rapsodia Vasluiului și totodată melodiile mele de suflet sunt compuse de dirijorul și compozitorul Răzvan Mitoceanu, căruia îi mulțumesc pentru frumoasa colaborare. Tot el va fi prezent și la concertul de lansare, el va dirija orchestra și va fi acolo alături de mine. Dar tu compui? Tu scrii versuri? Da, uite, să știi că nu fac asta așa de regulă, dar dacă simt că, nu știu, îmi vine o idee, că am așa o sclipire, atunci iau un pix și o foaie de hârtie și mă apuc să scriu. Spre exemplu, melodia România e țara ta, melodia care a și dat titlul acestui album, are un text care este scris de mine. Ah, ce frumos! Ce frumos! Și mai potrivit. Am pe album și două melodii care sunt compuse de mine. Mă refer aici la linia melodică, da. Și anume Ciobănașul meu și Bade de drag și de dor. Sunt două melodii care mi-aparțin. Foarte frumos! Și dacă tot ne-ai vorbit de România, țara ta, e până la urmă țara noastră, tu ești fata noastră că ești moldoveancă și ne mândrim cu tine. Hai să și te ascultăm. România, țara ta e și piesa care dă titlul albumului, nu? Așa este, da. Este... Consider eu că am ales bine acest titlu de album. Mi s-a părut că e cel mai sugestiv ca și
am considerat că va ajunge la sufletul tuturor românilor, fie că sunt în țară sau sunt mai departe, peste hotare. Eu cred că se vor regăsi în această melodie și nu numai, și tocmai de aceea am și ales acest titlu. România e țara ta, Ana Maria Ababei. O ascultăm chiar acum. Te invit, draga mea. Maria Babei, România e țara ta, o piesă care cred eu că are un impact foarte puternic pentru diasporă și e de asemenea și un titlu de album potrivit pentru anul centenar, nu? Da, să știi că și acesta a fost unul din motivele pentru care am ales titlul România e țara ta, pentru că, într-adevăr, ne aflăm în an centenar și am simțit cumva că trebuie să marchez și eu acest lucru. Da, ai primit, nu știu, mesaje din partea celor aflați în diasporă care au spus: a ajuns această piesă la mine, mi-e dor de acasă și mă întorc acasă. Deși am lansat melodia în urmă cu doar 3 săptămâni, să știi că am primit foarte multe mesaje, comentarii, tot felul de reacții în mediul online, reacții foarte frumoase. Multă lume mi-a spus chiar că, na, poate că i-am făcut să plângă sau... Nu pot să spun că mă bucură faptul că anumite persoane poate au
plâns pe această melodie, însă mă bucur pentru dacă am reușit să transmit mesajul melodiei și de ce nu, poate i-am pus puțin pe gânduri și poate vor reveni în țară, pentru că eu consider că ne putem descurca foarte bine și aici. Trebuie doar să fim un pic mai curajoși. Trebuie să vrei. Urmăream videoclipul. Este acolo un actor pe care îl știu. E actor al Ateneului. E vorba de Dumitru Florescu. Da. Într-adevăr, la acest videoclip s-a muncit foarte mult. Am avut o echipă de oameni profesioniști. Vorbim aici de actori, atât de la Teatrul Luceafăru, cât și de la Ateneu. Dumitru Florescu, într-adevăr, este unul dintre actorii care au jucat în acest videoclip și aș putea să mai dau câteva nume. Bunicul din videoclip este Liviu Smântânică, de la Teatrul Luceafărul. Da. Mai sunt Cătălina Chipirișteanu, Irina Tocănel, Alexandru Torbolis. Au fost destul de mulți, dar eu cred că a ieșit ceva inedit și cred că povestea va putea pătrunde dincolo de ecrane. Mă uitam pe invitații pe lista de invitați pe care îi vei avea la lansarea acestui album. Sunt și fetele din Botoșani și trebuie să-ți fac propunerea. Eu am tot spus, am tot inițiat această idee, dar nu s-a întâmplat. Colega noastră, Steliana Orășanu, are o voce foarte bună și eu mă gândeam împreună cu Steliana să promovăm Iașu, să facem o formație, Stelianca, dar vreau să ni te alături și tu și să promovăm Iașu, cum au făcut fetele din Botoșani. Uite, cu Botoșani. Să facem și noi. Facem, fără probleme. Eu sunt deschisă la proiecte. Deci eu vă aștept cu mare drag. Hai să... Eu spuneam în glumă, dar acum dacă ești atât de deschisă, bă, cine știe, poate și facem acest proiect. Hai să vorbim de lansare și de eveniment. Când are loc? Unde? Evenimentul acesta mult așteptat de mine, pentru că abia aștept să vină ziua de 13 noiembrie, adică marțea viitoare. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Va fi totodată și televizat, pentru că echipa TVR va fi alături de mine și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor și mai mult decât atât vreau să-i mulțumesc domnului director Vasile Arhire pentru că mi-este alături. Da. Așa, să mai spun mai multe detalii, nu știu, că aș putea să vorbesc o oră despre acest eveniment, pentru că l-am organizat așa. Cine mai vine? Ce invitați? Așa, alături de mine pe scenă vor urca artiști precum Ion Paladi, Constantin Bahrin, Angelica Flutur, Sorin Filip, fetele din Botoșani, cum ai menționat și mai înainte, iar spectacolul va fi 100% live, vom fi acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu, sub bagheta dirijorului și compozitorului Răzvan Mitoceanu. Totodată vor fi prezenți și dansatorii aceluiași ansamblu. Și, na, mai multe nu aș vrea să spun, pentru că vor mai fi, într-adevăr, pe parcursul acelei serii și alte surprize, dar să-i lăsăm pe cei de acasă să fie surprinși în ziua... Deci 13 noiembrie nu va fi o zi cu ghinion, va fi o zi cu foarte mare noroc pentru tine, de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților. Nu întâmplător e la Casa de Cultură a Studenților, tu ești și profesor de canto. Da, într-adevăr, predau canto popular pentru copii, pentru tineri talentați care își doresc și ei să urmeze acest drum al muzicii populare. Am descoperit această pasiune acum vreo 2 ani jumătate. Eu, sincer, nu credeam că voi avea atâta răbdare. Da, și abilitățile... Dar ușor, ușor am descoperit că îmi place și că, iată, poți avea niște împliniri sufletești atât de mari când observi cum evoluează copiii pe care tu îi pregătești. Deci pot să spun, din punctul acesta de vedere, că mă simt împlinită. Pot să și cânt, pot să și predau. Totodată mai sunt și instructor muzical al ansamblului folcloric Bahului din comuna Ierbiceni. Oho. Deci la mine tot, cam tot ce fac eu are legătură cu muzica populară. Ia spune-mi, e greu să înveți pe copii trilurile respective din muzica populară? Este destul de greu, dar nu imposibil. Eu tuturor le spun, măi, hai să nu luăm pe nu-n brațe nimic, nu este imposibil. Totul se poate realiza, ce-i drept, într-un mod treptat, pentru că sunt aici niște reguli. Da? Deci trebuie format un repertoriu și aici vorbim și de tehnică vocală. Sunt mai multe elemente care efectiv trebuie să se formeze în timp și într-un mod constant și cu mare grijă.
Ce înseamnă copii și tineri? Ce vârste au cei care vin la cursuri? Cel mai mic copil pe care l-am pregătit avea 5 ani, acum are 7 ani. Da. Și a evoluat chiar foarte mult. Aici vorbim și de festivaluri în care acești copii câștigă premii, câștigă experiență, care e și mai importantă decât orice alt premiu. Și am și mai mari decât mine. Mai mari? Da. Dar tu ce vârstă ai? 23 de ani. 23 de ani, Doamne, mulți înainte. Ești foarte tânără și tare voinică. Da, cred că sunt o persoană foarte activă, nu mă văd stând prea mult în loc. Deci îmi place să am multă activitate, iar mediul acesta artistic mă împlinește. Totul e așa cum mi-am dorit și asta vreau să fac și pe viitor, pentru că altfel nu cred că aș mai putea fi eu. Și când nu cânti, ce faci? Când nu cânt? Când nu cânt? Când nu cânt, orice aș face, oriunde m-aș duce, eu tot mai cânt. Nu pot să nu cânt, adică nu trece o zi fără să cânt ceva. Nu trebuie neapărat să înregistrez o melodie sau să ai un spectacol. Eu cânt și prin casă, îmi găsesc orice moment pentru a cânta. Ce planuri ai de viitor, așa, după ce lansezi albumul, ce urmează? Sau ești liniștită? Vrei să iasă Vreau totul bine? Vreau o vacanță. Da. Unde? Spune-ne și nouă. Nu știu, dar m-aș duce oriunde. Deci cred că și dacă mă duc la bunici, pot să consider că e o vacanță. Colegii oriunde. Mei întreabă cu cine vrei în vacanță. O să mă Au duc pus cu ochii pe tine, că ești frumoasă. O să mă duc în vacanță cu iubitul meu. Îl salutăm, e aici. E cu noi, băieți, să știți că e tânără și frumoasă și e și moldoveancă, deci nu pot să ratezi. Și să știți că nu e cale de întoarcere, pentru că iubitul meu este tot timpul alături de mine, el este și managerul meu, cel care are grijă ca totul să iasă așa cum eu îmi doresc. Și așa că nu e nicio șansă, îmi pare rău. Nicio șansă, nu e nicio problemă să vă puneți pofta în cui, așa, dragi băieți, pentru că moldoveanca noastră are gânduri și foarte hotărâtă în ce vrea ea să facă. Hai să te ascultăm. Ok. Ce ne cânti? Următoarea melodie se numește Bine îmi pare că-s ieșeancă. Mm. Este o melodie tare dragă mie, pe care am lansat-o în urmă cu câteva luni, care a fost foarte apreciată. Am filmat un videoclip, spun eu, care a prins foarte bine la public, pentru că am filmat, de fapt, Iașul, din Face toate punctele Iașului. De vedere. Da, păi vezi? A fost cumva și un videoclip de promovare pentru orașul nostru, pentru că, de ce nu, merită văzut. Eu consider că este un oraș extraordinar. Altfel nu aș mai sta aici, adică aș avea ocazia să mă mut în orice alt oraș, dar eu încă sunt aici. E interesantă perspectiva asta de turist în orașul tău și nu uita de proiectul pe care ți l-am propus. Trebuie să facem reclamă Iașului, împreună cu Steliana Orășanu. Te ascultăm. Bine, îmi pare că ți-e șancă, Ana Maria Babei. Chiar acum la Regiunea în Obiectiv.
Ce frumos, ce frumos ne-a cântat Ana Maria Babei. Mulțumim foarte mult, Ana Maria. Mult succes și le reamintim. Concertul este? Pe 13 noiembrie, adică marțea următoare, la ora 19, la Casa de Cultură a Studenților. Da, mulțumim foarte frumos și te invit să mai rămâi puțin alături de noi, pentru că vreau să urmărim chiar acum un scurt fragment din ceea ce veți vedea dumneavoastră de la ora 18:30 de minute în această seară la Reporter Special, când Lundrile s-au prefăcut în sârmă ghimpată, partea a doua. Cu peste două secole în urmă, râul prutunea multe dintre satele din mijlocul cărora curgea, pe un mal și pe celălalt erau localități cu același nume, iar oamenii treceau dintr-o parte în alta cu Luntrea. Dar în anul 1821, când Basarabia a fost anexată de Imperiul Rus, pe prut a apărut sârma ghimpată. Reporter Special vă prezintă oameni și povești din două dintre satele în oglindă de pe malul Prutului. Este vorba despre Petrești și Medeleni. Uite, se potrivește cu numele meu de medeleanu. Astăzi de la ora 18:30 de minute. Haideți să urmărim un scurt fragment. Treceau prutul cu Luntrea. Se duceau în cealaltă jumătate de sat, la rude sau prieteni, la obor sau la pământurile pe care le stăpâneau. Așa era viața odinioară în această parte de Moldova, străbătută de prut. Nici nu se gândeau oamenii atunci că râul ar putea deveni hotar. Astăzi, dacă ne uităm pe hartă, vedem de o parte și de alta a cursului de apă localități cu același nume, aflate în țări diferite. Medeleni și Petrești sunt două astfel de exemple. Până în 1812, prutul era un liant, apoi a devenit granița. Satul Petrești provine de la același sat situat pe ambele maluri ale râului Prut, care, odată cu anexarea Basarabiei la Rusia, în 1812, râul Prut fiind frontiera între Rusia și România, a despărțit satul în două. Iată de ce petreștenii noștri, cei din stânga Prutului, au format alt sat, în care au venit cu timpul alte etnii și s-a dezvoltat de-a lungul anilor. Noi ne deosebim de satul Șerland, că suntem mult mai numeroși. Ei sunt comuna Golăiești, am auzit de ei. Să fii sănătoși, ne trimitem urări de bine și sănătate în centenarul Unirii. Medelenii au avut alte posibilități. Chiar fiind pe mal, chiar comunicau cu medelenarii din dreapta Prutului. Noi n-am avut, vedeți, noi ne-am mutat mai încoace, suntem cam la 3 km de distanță de Prut și de atâta comunicarea asta directă, e drept, au fost arpuțiți care au comunicat nemijlocit. Tratatul de pace de la București din 1812, încheiat între Imperiul Otoman și cel Rus, a împărțit Moldova în două de-a lungul râului Prut. Au fost cedate 12 districte cu peste 43.000 de familii. Oamenii au sperat că înțelegerea de la București nu e statornică, dar s-au înșelat. În 1828, Basarabia a devenit gubernie rusească. În urma colonizărilor, populația a crescut de 5 ori până în 1913. Oamenii inițial nu au crezut că acel eveniment va dura mult și sperau într-o revenire la firesc, în scurt timp. Dar gluma s-a îngroșat și în 1813 au trebuit. Deci o perioadă au mai avut timp să se mai gândească pe ce mal să-și aleagă traiul. O parte, cea mai mare parte, a ales să-și continue viața pe partea dreaptă a râului Prut, deci în Petreștiul de astăzi, din județul Iași, iar o mică parte a trecut totuși aici, pe partea stângă, întemeind practic o localitate nouă, pe moșia proprietarului unic, Emanuel Cantacuzino.
După ce granița s-a staturnicit pe prut, mulți locuitori din ținuturile cedate rușilor au fugit pe malul drept, de teamă să nu fie trimiși cu forță la oaste. Se spune că unii oameni au pierdut și proprietățile pe care le aveau dincolo. Cronicarul Manolache Drăghici consemna că după cedarea Basarabiei au fost o vreme plânsete de neuitat. Oamenii se despărțeau greu de locurile natale și de cei dragi care aleseseră să rămână pe pământul unde au crescut. Abia în 1918, când sfatul țării de la Chișinău a votat unirea cu vechiul regat al României, prutul a încetat să mai fie hotar între neamuri. Partea a doua, reporter special, când luntrile s-au prefăcut în sârmă ghimpată, realizator Gabriela Baiar din această seară de la ora 18:30. Și în continuarea acestei idei, trebuie să știți că a fost realizat un studiu despre ambele măluri ale Prutului și concluziile studiului vor fi prezentate mâine aici la Iași de către dr. Paul Nistor, președinte al Asociației Est Democrația, director de proiect. Și apropo, vă invit să ne urmăriți și mâine de la ora 16, pentru că dr. Paul Nistor va fi invitatul nostru de la regiunea în obiectiv și bineînțeles că vom fi prezenți și acolo dimineață când vor fi prezentate studiile, concluziile acestui studiu. În continuare vreau să răsfoim puțin presa pentru că am găsit câteva informații, cred eu, utile pentru voi și încep cu mămicile din Iași. Mămicile care vor naște la Cuza Vodă vor primi cutii complete cu lucruri necesare bebelușilor. Ce frumos! Maternitatea Cuza Vodă din Iași face parte din proiectul Primul Zâmbet, prin intermediul căruia 30 de maternități din țară vor primi cutii complete cu lucruri necesare bebelușilor în primele săptămâni de viață. Foarte frumos! De altfel, este un proiect în colaborare cu organizația Salvați Copii și cei de la Salvați Copii vor fi și la noi peste câteva momente să ne vorbească despre o gală, un eveniment devenit tradiție pentru Iași, la care puteți participa și dumneavoastră. Puteți contribui în sprijinul copiilor. Mergem mai departe și la Suceava, aflăm ce se întâmplă. Universitatea Ștefan cel Mare Suceava a obținut numai puțin de 3 medalii de argint și o medalie de bronz la cea de-a 70-a ediție a International Trade Fair Ideas, Invention and New Products din 2018, expoziția de inventică la care au participat 26 de țări din lume cu peste 800 de invenții și inovații s-a desfășurat la Nuremberg, în Germania. Și o altă informație din Piatra Neamț, acolo la Piatra Neamț se va construi un centru pentru vârstnici. Valoarea totală a proiectului este de 2.242.000 de lei. Consilierii pietreni au aprobat în ultima ședință participarea municipiului Piatra Neamț la acest proiect, Centrul de Asistență Socială pentru Bunicii Noștri, care va funcționa într-un spațiu deținut de municipalitate pe strada Nufărului, blocul 13, grupul țintă fiind 165 de persoane vârstnice care au împlinit 65 de ani. Da, sunt vești frumoase cele pe care le-am selectat pentru dumneavoastră, pentru că, bineînțeles, vreau să vă fac după amiaza cât mai plăcută, mai ales că este și sărbătoare. Și vă invit să ne urmăriți, să urmăriți programele TVR Iași, pentru că vă oferim informații de calitate. În această seară, de la ora 19, puteți vedea o nouă ediție actuală regional, centenarul filmului românesc. Realizator este Carmen Olaru. Cinematografia este un personaj potrivit pentru înțelegerea istoriei, a culturii, a evenimentelor, a psihologiei și a durerilor unui popor. Astfel celebrăm împlinirea 100 de ani de la Marea Unire prin centenarul filmului românesc și aducem istoria românilor pe marele ecrane. Astfel au gândit proiectul Centenarul filmului românesc, cei de la Artis Iași, invitați în emisiunea de la ora 19, actual regional. Haideți să vedem un scurt fragment. Datorită caravanei centenarului filmului românesc, publicul din Republica Moldova a putut retrăi farmecul producțiilor cinematografice românești. Ne-a inspirat să venim cu 100 de filme într-o 100 de localități și în România și în Republica Moldova. Noi aici, în
Republica Moldova, pentru prima oară am ieșit în afara Chișinăului cu proiecții, pentru că Chișinăul în ultimii ani, mai mult sau mai puțin, este răsfățat cu filme românești. Până acum, peste 3.000 de spectatori basarabeni din 15 localități s-au delectat cu 15 producții de marcă din filmografia românească. Am adus filme care, în contextul contemporan, occidental și universal, au impus nume românești, au impus valori ale acestei elite, care face parte din contemporaneitate. Proiectul a început în martie 2018 și va continua până în aprilie 2019. Ne bucurăm că am venit acasă, acesta este mesajul nostru. Ne bucurăm că ați primit filmele românești așa cum ele trebuie primite și apreciate și vreau să vă spun că cel mai frumos sentiment este că după ce are loc o vizionare de film, sunt persoane care au lacrimi în ochi. Actrița Ioana Păvălescu a venit astăzi pentru prima dată în Republica Moldova și spune că se simte fiica Basarabiei. Vă dați seama cât de mult iubesc acest pământ, nevăzându-l niciodată, numai din povestirile familiei și... Da, mama a spus, eu nu mă duc cu pașaport la mine în țară. Mâine, la ora 16, la Nisporeni, va avea loc proiecția filmului Amintiri din copilărie în regia Elisabetei Bostan. Duminică, de la ora 18, la Chișinău, va fi proiecția de gala a filmului Osânda în regia lui Sergiu Nicolaescu, ambele în prezența actriței Ioana Păvălescu. Actual regional în această seară de la ora 19. Și de la film ne întoarcem la viața reală, pentru că vorbim despre un eveniment care sprijină copiii care au nevoie de o a doua șansă, care poate n-au avut un start foarte bun în viață. Este vorba despre gala Zâmbet în Dar, un eveniment al faptelor bune, care are loc în Iași pe 15 noiembrie, dar să ne ofere mai multe detalii despre acest proiect și ce presupune, care este logistica din spatele acestui eveniment și scopul. Este alături de noi Irina Hazincop, organizator eveniment și coordonator programe Salvați Copii Iași. Bine ai revenit la noi, Irina. Bine v-am regăsit. Îmi pare bine că sunt aici. Gala Un Zâmbet în Dar a ajuns la a câta ediție? A patra ediție. Mm-hmm. Ce frumos! Ce frumos. Așa zicem crește. Și noi. Crește frumos, cu entuziasm din partea noastră, cu noi lucruri care dorim să le aducem în gală, să aducem comunității și ieșenilor zâmbetul pe buze și ei, în schimb, să ne ofere o donație, să fie alături de noi și să reușim împreună să creștem acești copii. De fapt, ce este acest eveniment și care este scopul? Acest eveniment este o mobilizare uriașă, aș putea spune, ce își propune să strângă fonduri pentru 120 de copii, copii care frecventează centrele educaționale ale organizației, avem 3 centre, de asemenea fel, pe parcursul unui an școlar, ei vin la centrele noastre, se pregătesc pentru școală și merg la școală. Ne ținem de ei să meargă la școală. Avem foarte puține minute, dar vreau să ne spui așa în câteva cuvinte. Foarte pe scurt. Cum arată viața unui astfel de copil care vine la voi, la centru, ca oamenii să înțeleagă și să vină la această gală? Viața unui copil pornește dintr-o zonă a Iașului. Majoritatea dintre ei sunt din zona Șezbahlui, deci dintr-o zonă mai puțin frumoasă a Iașului, pe care, să zicem așa, nu reușim să o reamenajăm astfel încât să fie potrivită copiilor. Dacă plouă sau dacă ninge, le este greu să ajungă, nu este greu să traverseze Bahlui și să ajungă la școală. Dacă reușesc să facă acest lucru, ajung la Salvați Copiii, își fac temele, le oferim o masă caldă pe zi, îi îmbrăcăm, oferim rechizite, exact ca o mămică și un tătic, da. Și îi trimitem la școală și ne ținem de ei să meargă. Avem copii cu rezultate bune și foarte bune, avem și copii care performanța se măsoară în zile merse la școală, în reușita lor de a merge la școală și de a face față provocărilor, pentru că școala, din nefericire, nu este chiar un mediu prietenos. Se întâlnesc cu multe obstacole, însemnând obstacole legate de performanță în relație cu ceilalți copii, nu chiar pe picior de egalitate. De asemenea, fac față provocărilor de a
fi la fel, să zicem, îmbrăcați la fel. Apar diferențe de astea în care se vede că ei sunt mai sărăcuți și de asemenea chiar cu discriminarea celor din jur, pentru că ei vin dintr-o o anumită zonă și ceilalți nu întotdeauna îi privesc într-un fel prietenos. Da, mă uitam conform unui studiu publicat de Eurostat, abandonul școlar este cea mai gravă problemă pentru sistemul de învățământ actual. În 2017. Este și dacă ne gândim logic, faptul că atât de mulți copii abandonează școala și nu din cauza că nu vor să meargă la școală. Dacă întrebați un copil, el își dorește foarte mult să meargă la școală, să învețe, să-și facă prieteni, să aibă o viață normală la fel ca ceilalți. În schimb, are impedimente. Un impediment este costul educației, care, deși este gratuită, apar costuri care o familie ar trebui să le suporte. Conform unui studiu al Salvați Copiii România din acest an, arată că un copil în gimnaziu, primar și gimnaziu, o familie care susține un astfel de copil cheltuie în jur de 3.000 de lei anual pe aceste costuri. Copiii noștri nu au acești bani. Familiile acestea pe care noi le susținem trăiesc de pe o zi pe alta, merg la muncă cu ziua, unii sunt într-o situație, o sărăcie educațională, ei nu au clase, astfel încât să spui că sunt educați și își pot susține copiii sau să vorbească în un anumit fel cum... sau ce e aia parenting, sau tot felul de lucruri, da? Adică sunt niște lucruri. Oamenii aceștia, chiar vorbeam cu colegii mei de ună zi, că nu au speranță în ochi. Nu știu dacă își imaginează cineva ce înseamnă o mamă care este abătută, este atât de adâncită în problemele pe care le are și în creșterea copiilor ei, acolo unde trăiește ea, încât trăiește de pe o zi pe alta fără speranță, fără, nu știu cum să spun... fără a mai vedea lumina de pe o zi pe alta că mâine va fi mai bine. Ceea ce este foarte trist, foarte trist, că oamenii nu știu dacă își imaginează, oamenii cred că problemele lor sunt grave. Îi ducem într-o anumită zonă a copiilor noștri și o să-ți dea seama că problema lor este micuță și este minor în relație cu oameni care poate supraviețuiesc la propriu de pe zi pe alta și încearcă să iasă de acolo. Că asta vrem pentru copiii noștri, să-i scoatem din zona aia, să-i aducem în zona Salvați Copiii, unde este o oază, o oază de mai bine și încet, încet să le arătăm că viața poate fi și altfel și că ei învățând și dându-le această șansă, practic fondurile pe care le strângem și pe care le investim în acești copii, le oferim șansa la o viață mai bună în viitor. Sunt oamenii care în viitor vor fi oameni în societate, cu familie, cu un job bun sau și ne dorim să fie integrați sociali. Integrația de alături asta, de noi și nu în pușcărie sau în altă parte. De asta și strângeți fonduri, de asta se și organizează această gală. Ce presupune gala? Gala presupune un eveniment integrat. Un eveniment în care aducem improshow-ul cu trupa de teatru și improvizație Idiot. Da. Pe prima parte acesteia vom prezenta într-un mod inedit cauza, tot ceea ce facem noi. După care invităm oamenii de bine la un cocktail, având niște parteneri deosebiți care ne-au oferit produse și oamenii să se simtă bine la această serată. O licitație tăcută de obiecte și de experiențe pe toate gusturile, de toate felurile. Avem produse de artă, avem din zona designerilor, cosmetice, produse naturale, coșuri, tot felul de lucruri frumoase, important bijuterii. Important e ca oamenii să vină. Important este că acestea au fost oferite din inimă, da, de oameni vestiți și care fac lucruri foarte frumoase, atât în Iași cât și în țara noastră, și le-au oferit gratuit, astfel încât invitații noștri le pot achiziționa și banii vor merge în totalitate către copii. Și să spunem și de piesa de teatru. Că și nu în ultimul rând, așteptam să-mi dai mai departe cuvântul. Ultimul ingredient al serii este un moment mult așteptat de ieșeni, piesa de teatru Cum să distrugi o piesă, în regia lui George Dogaru.
Noi spunem o piesă deosebită, de bulevard, comedie, improvizație, pantomimă, are de toate. Este potrivită și copiilor, astfel că cine dorește un bilet, inclusiv pentru copii, noi îi așteptăm. Cum putem intra în posesia acestor invitații, acestor foarte, bilete? Foarte simplu. Se intră pe gala.zâmbetindar.ro, există o zonă de cumpărare și atunci se face o plată online, asta foarte repede, își aleg biletele, după care poate fi cash sau prin transfer bancar, există o zonă de rezervare, își lasă datele, eu îi contactez, îi văd cum vor să plătească și rezolvăm. Mulțumim foarte mult, Irina, pentru informații. Sper că ați reținut. Dacă nu, puteți găsi toate aceste informații sau pe Facebook sau, dacă nu, pe site-ul de care spunea Irina. Vă mulțumim și dumneavoastră de atenție. Nu uitați, de la ora 18.30, reporter special înainte de telejurnal, iar de la ora 19, actual regional. Să aveți o seară cât mai frumoasă!